Audierile în dosarul Marinei Tauber au fost amânate din nou. Mandatul procurorului responsabil de caz a expirat, iar instanța nu a emis un nou ordin în acest sens. Potrivit secretarului executiv al Comitetului Executiv al Blocului Victorie, autoritățile continuă să facă presiune asupra opoziției și să amâne deliberat cazul. Tauber califică acțiunile la adresa sa drept politice și își neagă categoric vinovăția. Ședința de judecată de astăzi s-a amânat din cauza că domnul procuror, domnul Porubin, la care activitatea în calitate de procuror a fost sistată pe o perioadă de timp, nu a avut ordin de numire nou, nu a avut împuterniciri, deci nu a avut dreptul să participe în calitate de acuzator de stat în această ședință. Deci se întâmplă și astfel de situații. Nu înțelegem cum așa vine, hai așa să spun, oarecare persoană la ședințe de judecată și încearcă să participe în ele. Dumnealui a spus că a fost semnat un ordin nou pe data de 28 octombrie, unde dumnealui a fost toată această perioadă de timp, nimeni nu cunoaște. Ordin el nu a avut cu el, deci este doar în format electronic, așa s-a expus dumnealui. Și din aceste motive, instanța a luat decizie că astăzi noi nu putem să continuăm. Reamintim că Marina Tauber figurează în dosarul penal de finanțare ilegală a unui partid politic. La audierile anterioare, martor al acuzării a fost fostul deputat al partidului interzis Șor, Vladimir Vitiuc. În opinia foștilor săi colegi de partid, Vitiuc, reținut anterior într-o altă cauză penală, a fost eliberat în schimbul unor mărturii false în adresa colegilor de partid.